Слезы твои, мама, редкий жемчуг, прекрасный голос твой, словно молитва, и как дитя, ты светла и невинна, прекрасная мама. Doamna Raisa, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi la frumoasa aniversare. Această surpriză este pentru dumneavoastră, așa, cu un tort pentru dumneavoastră și un buchet de trandafiri, desigur, și o sticlă de șampanie. Aș vrea să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? Cred că este de la Daniela și Victor. Să știți că avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Scumpa și draga noastră mamă, bunică și soacră, vrem și noi să te felicităm cu prilejul zilei de naștere. Îți dorim tot binele din lume, să ai parte doar de clipe senine, momente cât mai frumoase și pline de bucurii. Să fii mereu așa frumoasă, sănătoasă, iubită, stimată, prețuită, înconjurată doar de persoane dragi sufletului. Ne pare foarte rău că nu putem să fim și noi acolo lângă tine în acest moment important din viața ta, dar să știi că cu sufletul și gândul suntem acolo lângă tine. Te iubim nespus de mult și îți mulțumim că existi în viața noastră. Noi îți simțim lipsa enorm de mult și îți ducem dorul în fiecare zi. Te cuprindem cu mult drag și îți urăm un sincer la mulți ani. Cu drag din partea fiicei Daniela, ginerii lui Victor și nepoția lui Damian. Mulțumesc la mulți mult. Ani! Mulțumesc foarte mult! Domnul să vă binecuvânteze și mulțumesc că sunteți și puteți să-mi aduceți mesajul frumos de departe, din Germania, tocmai. Mersi mult! Mulțumesc mult, Dana! Mulțumesc mult, Victoraj, Dami! Domnul să vă binecuvânteze și curând ne vedem! Твоя неземная душа.